Anual, la data de 10 septembrie, este marcată Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului. Această zi vine să reitereze importanța consolidării eforturilor tuturor sectoarelor în prevenirea suicidului. Deși e o reacție tragică la situații de viață percepute stresante, ce presupune recurgerea la un comportament de autoanihilare ca soluție la o problemă subiectivă cu care se confruntă o persoană la un moment dat, sinuciderea poate fi prevenită. Aleona Balaur, psiholog în cadrul Centrului Comunitar de Sănătate Mentală, a venit cu mai multe detalii despre această zi, grupurile de risc, unde poate fi solicitat ajutorul psihologic, dar și despre datele statistice privind numărul de suicide în Republica Moldova. Data de 10 septembrie este marcată Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului. Anual, întreaga lume, au loc peste 1 milion de suicide. Suicidul este o problemă majoră ce ține de sănătatea publică, având consecințe de ordin social, emoțional, economic și cultural. Suicidul este momentul în care cineva își ia viața intenționat. Cu toate acestea, persoanele care mor prin suicid sau încearcă să se sinucidă s-ar putea să nu dorească cu adevărat să-și pună capăt vieții. Sinuciderea poate părea singura modalitate de a face față sentimentelor și situațiilor dificile prin care trece persoana respectivă. În ciuda multiplelor păreri și prejudecăți, fenomenul suicidului este o problemă de sănătate mentală. Atribuirea fenomenului la acest grup de probleme presupune că oamenii care se confruntă cu acest fenomen au nevoie de ajutor specializat în primul rând. Nu oricine, totuși, care se gândește la suicid, este pacientul medicului. De aceea, prevenirea suicidului vizează întreaga societate, fără a trebui responsabilitatea doar unui singur segment de specialiști. Specialista explică faptul că există anumite afecțiuni psihologice care se asociază cu sinuciderea, acestea fiind deprimarea și depresia. Deprimarea implică, în primul rând, o stare de tristețe care se manifestă fără simptome clinice. Poate fi contextuală în urma unui eșec sau într-o anumită perioadă a anului. Persoana nu se izolează în casă, rămâne implicată în acțiunile sale publice, chiar dacă nu simte o plăcere în ceea ce face. Pe când depresia implică un anumit număr de simptome clinice care persistă pe întreaga zi, chiar și mai multe zile, cu dispoziție tristă, lipsa energiei, a interesului, lipsa speranței până la pierderi în greutate, lipsa poftei de mâncare, lipsa somnului, care se termină cu sentimente de vină și, din păcate, gânduri suicidare. Vestea bună este că depresia se tratează fie cu ajutorul medicamentelor, fie cu ajutorul psihoterapeuților sau fie pentru combinația acestora. Ideea suicidară regăsește preponderent într-o condiție clinică în depresie, în depresie majoră. Dar această idee se regăsește de fapt și în alte suferințe psihice precum tulburările de personalitate. Orice persoană poate avea la un moment dat un gând suicidar. Nu mai pot, nu mai vreau să trăiesc, dar cu toate acestea, gândul poate fi trecător și, dimpotrivă, catalogat ulterior ca profund eronat. În realitate, există cercetări care au demonstrat că 61% dintre persoanele care au comis suicidul nu au avut niciun diagnostic de tulburare mentală. Faptul că nu au fost diagnosticate nu înseamnă că nu au și suferit. Una dintre fazele care ar duce la un suicid sunt gândurile intruzive, care de cele mai deseori acționează asupra nesiguranțelor unei persoane și indică faptul că acea persoană ar avea nevoie de sprijin. Care ar fi semnele de avertizare, da? Problemele cu drogurile, cu alcoolul, sentimentul că există un scop în viață, de fapt că nu există un scop în viață sau un motiv pentru a trăi, senzația de anxietate, senzația că nu există cale de ieșire din această situație, evitarea familiei, a prietenilor, activitățile în general, sentimentul de furie irațională, schimbări semnificative în ale dispoziției, toate aceste semne ne avertizează că persoana de fapt se află sau trece pentru o perioadă dificilă și are nevoie de ajutorul susținerii din partea celor apropiați. Printre cauzele care duc la suicid, specialista remarcă vulnerabilitățile, problemele, pierderea anumitor persoane sau tentativele anterioare de suicid. Deci nu avem o genă a suicidului. Avem, de fapt, influențe și avem vulnerabilități. Dar vreau să reținem cel mai important lucru. Oamenii se sinucid nu pentru că doresc
să nu mai trăiască. Și pentru că suferința pe care o experimentează este prea mare, mult prea mare. Niciodată nu există o singură cauză a unui suicid. În cele mai multe dintre cazuri, sinuciderea este rezultatul acumulării problemelor și dificultăților până la un punct în care persoana nu mai vede altă soluție pentru a rezolva situația cu care se confruntă. Când o persoană se află într-o stare de disperare sau trece printr-o perioadă dificilă, un eveniment aparent minor poate fi declanșatorul alegerii suicidului ca soluție. Există câteva probleme și situații care pot crește riscul unui suicid. Aici vorbim despre pierderea recentă a cuiva drag, despre despărțirea cu persoana dragă, iubită, o schimbare radicală în viață, probleme legate de sănătatea mentală, existența unor tentative ulterioare sau anterioare a suicidului, istoric familiar de suicid și aceeași depresie. Pentru asemenea momente în viață grele și cu ideea că nu mai există vreo soluție pentru anumite probleme, ajungând la gânduri negre, psihologul poate veni în ajutorul sănătății mentale a persoanelor. De altă parte, un medic psihiatru ar putea recomanda și un tratament medicamentos sau o ședință la psiholog. Psihologul este persoana neutră și cabinetul unde au loc toate ședințele, întâlnirile, unde pur și simplu ai venit, ai vorbit. Nu neapărat psihologul să-ți dă soluții, rezolvări. Persoana în cauză cunoaște de fapt toate răspunsurile, doar că prin persoana psihologului le aranjează și le vede totuși care sunt bune pentru el. Psihologul conciliază persoanele care se află într-o perioadă dificilă a vieții, iar psihiatrul este acel medic care tratează medicamentos tulburările psihice de diferite grade de severitate. Când este bine să consulți un psiholog? Oricând. Oricând te simți trist, neînțeles, slăbit de energie, decepționat, oricând ai probleme de comunicare cu cei din jur, de fapt, ce șanse îți oferă psihologul? De a te cunoaște și de a te înțelege mai bine pe tine însuși, de a te accepta și a-i accepta pe cei din jur așa cum sunt ei, de a fi creativ, spontan, autentic în relațiile cu ceilalți și, în ultimul rând, de a-ți schimba atitudinile și comportamentul care au efecte negative asupra propriei persoane și asupra celorlalți. Medicul psihiatru consultă persoanele în sănătatea mentală, atât sănătoasă cât și cea bolnavă, pentru a determina, de fapt, gradul de sănătate și a capacității mentale. Cele mai frecvente motive pentru care o persoană se adresează la medicul psihiatru sunt tentativele de suicid, ideile paranoice, iluziile, halucinațiile, diversele fobii, insomnia, anxietatea puternică, psihozele și alte cazuri de tulburări mentale, epilepsia, condițiile de schizofrenie, anorexia, bulimia și altele. Nu trebuie să ne fie frică de a consulta un medic psihiatru dacă ne confruntăm cu careva din situațiile descrise mai sus. Doar medicul psihiatru poate evalua starea pacientului pentru a decide care este ulterior tratamentul. Fie că vorbim despre un tratament medicamentos, fie doar de consultația psihologului în ședințe sau o combinație a acestora. În ambele cazuri, că mergând și la psiholog și la psihiatru, pot fi anonime dacă persoana nu dorește să îi se cunoască identitatea. Potrivit psihologului, statistic, în Republica Moldova, oamenii cu vârsta de pensionare sunt mult mai vulnerabili la gânduri suicidale. În America, persoanele peste 65 de ani au un risc crescut. În Europa se consideră că persoanele între vârsta 45-54 de ani. Statistic, în fiecare an în Republica Moldova se sinucid de 500-700 de persoane. În jur de 20 de persoane dintre acestea sunt adolescenți. Tentativele de suicid, vorbesc de tentative, da? În cazul tinerilor sunt în jur de 100 anual, neoficial, considerându-se cel puțin de 5 ori mai mult. Numărul pensionarilor este cel mai mare dintre categoriile de vârstă la capitolul suicid, pe locul 2 fiind totuși tinerii între vârstele de 18 și 30 de ani. Sunt de 3 ori mai mult bărbați decât femei care se sinucid și cercetările totuși arată că 48,9% dintre tineri susțin că au cel puțin o singură dată în viață gânduri de suicid.
Cu toate acestea, indiferent de vârstă, sănătatea mentală poate fi protejată. Însă, potrivit psihologului, acest lucru depinde de segmentul de vârstă. În Republica Moldova, de exemplu, există mai multe centre comunitare de sănătate mentală, care oferă sprijin oficial specializat în psihiatrie și reabilitare psihosocială. La copii e diferită de la adulți sau vârstnici. Să nu uităm că vârstnicii suferă de depresie și au idei suicidare, mai ales când rămân singuri, când trăiesc în izolare, când sunt neglijați și părăsiți. În principiu, având o viață echilibrată în toate domeniile, pe plan profesional, familiar, social, este cel mai greu de a ajunge în astfel de idei, în astfel de momente. Ne protejăm sănătatea mentală, evitând excesele, evitând cât se poate de mult stresul, având preocupări sănătoase și mai ales dezvoltând relații emoționale sănătoase cu familia, prietenii și la locul de muncă. Orice țară ar trebui să aibă o linie fierbinte a suicidului. Din păcate nu avem așa ceva. Există doar linia verde de prevenire a suicidului, însă putem apela la 112. Nu tot timpul este potrivit acest număr 112, pentru că în caz de cineva va suna la acest număr, vor fi trimiși pompierii, polițiștii sau urgența. Oameni care nu tot timpul sunt destul de instruiți pentru a discuta cu persoanele depresive și sau care nu au încercat încă să se sinucidă. În Republica Moldova avem 40 centre comunitari de sănătate mentale deschise în toate centrele raionale, unde pacienții au parte de tratamente profilactice și reabilitare. Centrul nostru comunitar de sănătate mentală se află în incinta policlinicii, formată dintr-o echipă de specialiști, medico-psihiatru, două asistente medicale, un asistent social. Centrul oferă tratament medical, consultații psihologice, intervenții sociale și vizite la domiciliu. Totodată, în incinta policlinicii, activează Centrul Prietenos Tinerilor cu o echipă la fel de profesioniști care ar putea la fel interveni în diferite momente dificile. Specialista a explicat și cum pot fi sprijinite persoanele ce au în gând o tentativă de suicid. Trebuie să tratăm cu seriozitate maximă situația dată. Dacă este adolescent, atunci anunțăm cu acordul lui familia. Dacă este un adult, la fel anunțăm familia și încurajăm să solicite atât adolescentul cât și adultul o evaluare psihologică sau psihiatrică. Nici într-un caz nu ignorăm. Vorbiți cu persoana respectivă. A vorbi despre suicid nu înseamnă că încurajăm însuși ideea. În primul rând, ne asigurăm că am găsit un loc sigur pentru persoana dată și lăsăm persoana să vorbească absolut tot ceea ce simte, tot ceea ce o doare, atât timp cât are ea nevoie. Luăm în situația în serios și fără a judeca. Ascultăm, deci fără a judeca. Sentimentele cu care se luptă persoana, de fapt, sunt foarte reale. Altceva este să păstrăm promisiunile, da? Nu promitem lucruri pe care nu intenționăm sau nu le vom putea să le facem. Nu în ultimul rând să-i amintim persoane că este importantă, ținem la ea și nu este singură în aceste momente dificile. În funcție de relația dumneavoastră pe care o aveți cu persoana dată, oferim ajutor ajutându-i să se programeze la o consultație de specialitate sau însoțându-l chiar la aceste consultații. În anul 2021, în Republica Moldova, sute de persoane și-au pus capăt zilelor prin suicid prin diferite metode. Din această cauză, țara noastră se află pe locul 15 în topul țărilor după număr mare de suicide. Potrivit Organizației Mondiale Sănătății, Republica Moldova se situează, cu păreri de rău, pe locul 15 în topul țărilor cu număr mare de suicid. Cu toate acestea, Organizația Mondială Sănătății recunoaște cel puțin indirect faptul că statisticile privind acest număr sunt departe de a fi reale. Dacă să luăm datele statistice pentru Republica Moldova, atunci menționez că în anul 2021
anul au fost înregistrate 616 cazuri de comportament autodestructiv al persoanelor, dintre care 191 au fost cazuri de sinucidere, iar 425 tentative de suicid. Referitor la cele 191 de cazuri de sinucidere, ca metodă cea mai des utilizată la comiterea acestora a fost strangularea, 155 de cazuri, după care otrăvirea, consumul cu medicamente sau substanțe toxice, 4 cazuri înregistrate, prin automutilare avem 6 cazuri înregistrate, prin incendiere un caz, intoxicație cu gaz un caz, prin împușcare 9 cazuri, prin NIC 3 cazuri, urmate de aruncare de la înălțime 11 cazuri și prin electrocutare un singur caz. Conform criteriului de gen a persoanelor, se constată că un număr raportat de cazurile de sinucidere, 31 sunt fete femei, iar 160 sunt bărbați băieți. Ce ține de vârsta acestora, 4 victime au avut vârsta sub 18 ani, 25 de victime au avut vârsta de 18-30 de ani. Alte 59 de persoane au fost maturi până la 45 de ani, iar celelalte 37 de persoane maturi până la vârsta de pensionare. Deci, după mediul de trai al persoanelor, au fost identificate în mediul urban 56 de cazuri, iar în mediul rural 135 de cazuri. În încheiere, psihologul Aliona Balaur a venit cu un sfat către persoanele afectate de comportament suicidar. Să vorbească despre aceste gânduri, să nu le păstreze în sinea lor, să ceară ajutor, să nu suferi în izolare. Viața e frumoasă, merită să o trăiești. Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului a fost inițiată în anul 2003 de către Asociația Internațională pentru Prevenirea Suicidului, în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății. OMS recunoaște că problema sinuciderii reprezintă o prioritate în domeniul sănătății publice. În plus, rata mortalității prin suicid este un indicator din obiectivele de dezvoltare durabile până în 2030, de a reduce cu o treime mortalitatea prematură din cauza bolii netransmisibile prin prevenire și tratament și de a promova sănătatea mentală și bunăstarea.